și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principale titluri ale ediției. Soldații români din toate timpurile au fost comemorați sâmbătă de ziua armatei în frig și ploaie. Vremea schimbă foaia, autoritățile se pregătesc pentru încălzirea orașului. Examenul de definitivat promovat aduce cadrului didactic posibilitatea încheierii unui contract pe o perioadă nedeterminată. În etapa a 12-a ligii întâi, Astra Giurgiu întâlnește pe teren propriu formația Petrolul Ploiești. Pene pusă masă în mijlocul toamnei. Cum necum, iarna a venit mai devreme decât ne-am fi dorit și ne-a paralizat cu temperaturi destul de scăzute și o nisoare sănătoasă. În aceste condiții, sâmbăta trecută, autoritățile s-au văzut nevoite să activeze comandamentele de iarnă și să urgenteze procedurile pentru încălzirea centralizată prognozată pentru joi noaptea. În acest sens, consilierii locali au votat pentru suplimentarea bugetului cu suma de 47 de miliarde primită de la guvern. În weekendul ce tocmai a trecut, am avut parte de iarnă în adevăratul sens al cuvântului. Autoritățile s-au mobilizat și în urma avertizării transmise de ANM, primăria municipiului Giurgiu a activat comandamentul de iarnă condus de viceprimarul Liviu Popazu. În județul Giurgiu, ploile s-au transformat în lapoviță și nisoare, iar vântul a suflat cu putere ca în plină iarnă. Din fericire, am depășit cu bine codul, iar începutul de săptămână ne-a adus o creștere a temperaturii. În locuințele giurgiuvenilor este frig, iar aceștia se întreabă când vor primi căldură. În acest sens, deși mai devreme ca anul trecut, conducerea GEP a decis ca furnizarea agentului termic va începe joi noapte. Și ședința de astăzi de la Consiliul Local a avut ca scop tot încălzirea orașului, fiind vorba despre un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli cu suma de 4.700.000 de lei repartizată către bugetul local prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică. Vineri seara am primit ordinul ministrului privind aprobarea sumei de 47 de miliarde plată din fondul de urgență al guvernului pentru achiziționarea în avans de gaze naturale la un preț mai mic decât un preț negociat mai mic decât prețul pieței pentru în contul subvenției pentru încălzire care trebuia să o plătească primărie. Tot astăzi, consilierii locali au votat și prețul gigacaloriei, cel ce va suporta subvenția și care va ajunge pe facturile populației de 260 de lei pe o gigacalorie. Deci eu cred că este al doilea sau al treilea an când încă la Giurgiu prețul gigacaloriei scade la nivel de producător. Acum, având în vedere că primăria acordă o subvenție majorată față de anul trecut, în primul an, când am ajuns primar, în iarna lui 2012 spre 2013, până în iarna aceea era subvenția de 36 de lei sau 38 de lei, am urcat acea subvenție la 100 de lei. În acest moment, subvenția este de 139 de lei. În ciuda vremii deloc prielnice pentru o manifestare în aer liber, autoritățile giurgiuvene au celebrat sâmbătă 25 octombrie, ziua armatei, la cimitirul Smârda. Deși număr mai mic comparativ cu alți ani, giurgiuvenii au demonstrat că, măcar în astfel de zile, trebuie să demonstrăm că suntem patrioți. Pe un vânt tăios și pe ploaie, autoritățile giurgiuvene, structurile din cadrul Ministerului de Interne și Ministerului Apărării, dar și fanfara Valahia, au rezistat cu stoicism la ceremonia dedicată Zilei Armatei, organizată la Monumentul Eroilor din cimitirul Smârda. Manifestarea a fost deschisă cu primirea oficialităților, prefectul Nina Carmen Crișu, vicepreședintele CJ Dumitru Gavrilă și primarul Nicolae Barbu, urmată de o slujbă de pomenire a ostașilor români. De la un astfel de moment de maximă solemnitate, nu au lipsit discursurile oficiale urmate de depunerile de coroane. Ziua de 25 octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire națională, ziua când armata română și-a îndeplinit menirea ei firească. Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, această dată a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost, sunt și vor fi în slujba ei. Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, Ziua Armatei Române este o zi de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii
oștirea noastră și a îngemânat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Festivitatea s-a încheiat cu momentul cel mai așteptat de cei prezenți, defilarea gărzii de onoare și a plutoanelor pe aleea pietonală din cimitirul Smârda, alături de fanfara Centrului Cultural Ion Vine. Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în învățământ a fost publicată în Monitorul Oficial. Examenul în sine reprezintă enorm pentru candidați, iar în cazul în care acesta nu promovează niciuna dintre cele trei sesiuni care îi sunt puse la dispoziție, nu mai poate funcționa în sistemul de învățământ decât ca debutant, neputând fi titular. Metodologia ce privește postul de titular în sistemul de învățământ a fost publicată în Monitorul Oficial. Acesta are o importanță majoră și joacă un rol foarte important în formarea unui debutant în învățământ, însă în același timp are și riscuri nepromovarea a niciuneia dintre cele trei sesiuni care îi sunt puse la dispoziție. Informăm debutanții din sistemul de învățământ că a apărut în Monitorul Oficial metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în învățământ. Este un examen de mare importanță în cariera unui cadru didactic, deoarece numai după promovarea acestuia, un cadru didactic poate să devină titular în sistemul de învățământ, bineînțeles dacă participă ulterior și la un concurs de ocupare a posturilor și obține și acolo o notă mai mare decât 7. Examenul de definitivat promovat îi oferă unui cadru didactic posibilitatea încheierii unui contract de muncă pe o perioadă nedeterminată. Promovabilitatea anului trecut a fost undeva sub 50%, iar anul acesta se estimează creșterea ei. Înscrierile pentru examenul de definitivat, ce se vor desfășura anul viitor, se fac până la 21 noiembrie. Înscrierile se pot face până pe data de 21 noiembrie, iar începând din luna ianuarie 2015, dacă dosarele le-au fost aprobate și acest lucru le va fi comunicat de către Inspectoratul Școlar, se pot efectua inspecțiile speciale care constituie probă în desfășurarea examenului de definitivare, urmând ca pe 9 iulie 2015 să susțină proba scrisă a acestui examen. Data de 27 octombrie este marcată de personalități atât din România cât și de peste graniță. În timp ce actorul Dumitru Furtui și interpreta de muzică populară Lucreția Ciobanu aduc România în prim plan pe data de 27 octombrie, Niccolò Paganini ne aduce aminte de succesul pe care l-a avut pe plan internațional. Octombrie, o dată în care apar nume importante precum Dumitru Furdui, Lucreția Ciobanu și Niccolò Paganini. Actorul Dumitru Furdui s-a născut la 27 octombrie în Băilești, județul Dolj. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale, devenind ulterior interpret de comedie în teatru și televiziune. Actorul a dus o viață retrasă, iar după aparițiile în România, acesta s-a retras în Franța, unde a lucrat sporadic în cinematografie până la moartea survenită în circumstanțe neclare, acesta căzând de la etajul 8 al imobilului în care locuia în 1998. Schimbăm tiparul și mergem în lumea muzicii populare, ce marchează data de astăzi prin nașterea interpretei Lucreția Ciobanu. Aceasta s-a născut la 27 octombrie 1924 în Sibiu. O cunoscută interpretă de muzică populară ce s-a făcut remarcată prin promovarea timp de mai multe decenii a folclorului sibian. Laureata a Festivalului Mondial al Tineretului, interpreta a fost numită Doamna Munților datorită repertoriului păstoresc pe care l-a abordat. A dus cântecele din mărginina Sibiului până departe în America de Nord, mai exact în Statele Unite ale Americii și Canada. Mutându-ne pe plan internațional, data de 27 octombrie este marcată de
nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți violoniști ai lumii, Niccolo Paganini. Iubirea pentru vioară și pasiunea pentru muzică au făcut ca Paganini să fie unul dintre cei mai faimoși și virtuozi ai viorii și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile, având o intonație și o tehnică inovativă nemai întâlnită. Etapa a 12-a îi pune față în față pe Dracii Negri și Lupii Galbeni. Astra Giurgiu și Petrolul Ploiești sunt două formații care au dezvoltat o oarecare rivalitate între ele, mai ales după semifinala Cupei României din sezonul trecut. Mutată de la Ploiești la Giurgiu în 2012, până în urmă cu 3 sezoane, Astralii erau adversarii locali ai petroliștilor. Echipa antrenată de Oleg Protasov nu a mai câștigat de 3 etape în Liga 1 și antrenorul ucrainian este în căutarea primei victorii de la întoarcerea sa în România. În ultimele 19 partide, Astra și Petrolul au terminat 8 meciuri la egalitate, ploieștenii și-au revendicat 7 victorii, în timp ce giurgiuvenii au câștigat doar 4 meciuri. Ultima întâlnire între cele două formații, în semifinalele Cupei României, s-a terminat cu victoria Astralilor cu 2-1. Cu toate acestea, giurgiuvenii nu au mai câștigat în Liga 1 în fața Lupilor Galbeni în ultimele 7 meciuri. Dacă elevii lui Oleg Protasov nu câștigă în ultimul meci al etapei a 12-a, Astra Giurgiu va ocupa la sfârșitul acestei etape poziția a 7-a. În caz contrar, Astralii trec pe 4. Fiind un meci cu rivalitate între cele două formații și suporterii formației ploieștene au mai făcut probleme în trecut la Giurgiu, jandarmeria ia măsuri speciale pentru acest meci. Acest meci de fotbal este cu grad ridicat de risc, având în vedere comportamentul pe care l-au avut suporterii echipei Petrolul Ploiești în trecut, pe timpul deplasărilor. Jandarmeria este pregătită să asigure măsurile de ordine publică, împreună cu poliția și cu reprezentanții societății specializate de pază și protecție. Conducerea clubului giurgiuvean a pus la dispoziția suporterilor Petrolului 600 de bilete. 40 de ploieșteni au interdicție pe stadion, iar dacă vor fi prinși, aceștia riscă să facă pușcărie. În ograda Astrei, lucrurile au fost cutremurate în urmă cu 2 săptămâni, când Ioan Niculae a decis să-l scoată din teren pe Iseilă și să-l înlocuiască cu Oleg Protasov. Giurgiuvenii sunt încrezători și sunt de părere că acesta va reuși să pună Astra din nou pe picioare, iar unii dintre ei se arată foarte încrezători în ceea ce privește meciul din această seară cu Petrolul Ploiești. Dacă este sau nu Oleg Protasov omul ce va pune din nou în mișcare rotițele Astrei, rămâne de văzut. Până când acest lucru se va concretiza, giurgiuvenii sunt încrezători în noul antrenor și speră ca acesta să facă din Astra Giurgiu o echipă și mai unită decât este în momentul de față și mai ales o echipă greu de învins. Ce părere aveți de noul antrenor al Astrei? Credeți că va reuși să o pună pe picioare din nou? Să sperăm că o să pună echipa pe picioare și să câștige cel puțin în seara asta. Nu, antenor? Nu e prea strălucit. Credeți că va reuși să pună? Unde a fost? Cred că, da, dar tot cam așa. Una caldă cam mare. Cred că va pune echipa de la pe picioare, pentru că am văzut și în meciul cu Celtic că s-a schimbat ceva în jocul echipei. Nu știu, domnișoară, ce să zic, dar Protasovul de antrenor bun. Bun, bun. A fost și pe la Steaua, mi se pare. În timp ce unii giurgiuveni se gândesc la scorul și la evoluția meciului din această seară, alții sunt cu gândul la suporterii Petrolului și la ce vor face aceștia diseară pe stadionul Marin Anastasovici. Cum credeți că se va desfășura meciul de diseară? Cred că Petrolul o să fie cu niște suporteri mai încăpățânați ca ai noștri și cred că să nu se ia, să nu rupă și tribunile alea pe acolo. Părerea mea este că scorul se termine egalitate, nu știu, acum. Așa cred. Să fie un meci frumos. Cred că câștigă Giurgiu. E ambiția între Petrolul și cu Astra Giurgiu. Evoluția echipei în campionat și în Europa League sau pur și simplu vremea de afară nu a adus foarte mult suport la casele de bilete. Meciul din această seară contra Petrolului Ploiești începe la ora 21. Proiectul Artele Marțiale O Lume Primitoare a susținut prima etapă în Giurgiu, adresată publicului larg pentru a aduce la cunoștință semnificația și istoria artelor marțiale. Acțiunea a fost susținută în weekendul trecut la sala Chauncey Hardy. La eveniment au luat parte practicanți ai fenomenului, dar și noi inițiați care au avut ocazia să se afle pentru prima dată într-un cerc de luptători sportivi. Federația Română de Arte Marțiale, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, au demarat o acțiune de inițiere și aducere la cunoștință ale artelor marțiale.
Proiectul Artele Marțiale, o lume primitoare, a demarat sâmbătă la Giurgiu. Este un proiect de promovare, un proiect de selecție și un proiect de, cum să vă spun, de aducere în sălile de arte marțiale și se face cunoscut ceea ce înseamnă o artă marțială, ceea ce înseamnă să practici o artă marțială. Se face istoria, se spune sau se prezintă istoria artelor marțiale, specific a jiu-jitsului la ceea ce facem noi acum. Și credem că este un proiect foarte bun, un proiect care ar fi trebuit, din punctul nostru de vedere, să fie promovat mult mai demult. Deschis tuturor doritorilor, proiectul a adus nu numai sportivi din Giurgiu. Practicanții artelor marțiale din Moldova Nouă sau Turnul Severin și-au făcut prezența în sala Chonsi Hardy la inițierea Artele Marțiale, o lume primitoare. Este deschis pentru orice sportiv, orice practicant, orice doritor care vrea să facă arte marțiale sau să privească pur și simplu. Și dacă dorește după aceste proiecte să participe la ședințele de pregătire în cadrul unui club, anume în toată țara, va veni cu siguranță, va intra în acel club, se va legitima, va urma căile care se impun oricărui sportiv care se înscrie la un club. Demarat odată cu prima ninsoare din an, acțiunea a strâns în jur de 60 de luptători în fiecare din cele 3 ședințe susținute. Proiectul va continua anul acesta cu București, Brașov, Târgu Mureș și Suceava, urmând ca în 2015 să ajungă în toată țara. Vremea, da, ne-a dat puțin planurile peste cap. Aici în sală este destul de rece, dar ne mișcăm permanent și sperăm să nu se întâmple nimic neplăcut. În continuare urmează rubrica meteo prezentată de colega noastră, Dana Ruse. Bine v-am regăsit la rubrica meteo. Vremea ne-a luat prin surprindere și în loc să avem ultimul weekend de octombrie, am avut primul weekend de iarnă. Din păcate, temperaturile rămân scăzute. Ziua de marți aducând cu ea cer înorat și o maximă ce nu va depăși 4 grade. Pe parcursul zilei vor exista condiții slabe de precipitații, iar vântul va sufla moderat. După lăsarea nopții, cerul va rămâne înorat, minima situându-se în jurul valorii de 0 grade. Cam atât despre vreme, vă aștept și mâine cu noi informații și vă doresc o seară liniștită! Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Soldații români din toate timpurile au fost comemorați sâmbătă de Ziua Armatei în frig și ploaie. Vremea schimbă foaia, autoritățile se pregătesc pentru încălzirea orașului. Examenul de definitivat promovat aduce cadrului didactic posibilitatea încheierii unui contract pe o perioadă nedeterminată. În etapa a 12-a ligii întâi, Astra Giurgiu întâlnește pe teren propriu formația Petrolul Ploiești. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se încheie aici. În continuare, la Muntenia TV urmează o ediție de promovare electorală a candidatului independent Monica Macovei. Eu sunt Alexandra Preda și vă aștept și mâine la aceeași oră.